Salut! Eu sunt Motorbike și astăzi, mulțumită echipei Asfalt Uscat, avem la review o nouă geacă. Trilobite Acid Scrambler. O geacă disponibilă în două culori. Trebuie să recunosc că mie îmi place ceva mai mult combinația aceasta de gri cu maro, dar este și o variantă complet neagră. Este puțin mai diferită pentru că avem atât material textil cât și piele în zona mâinilor și o să discutăm puțin și de ce există această diferență. Este în primul rând o geacă ceva mai retro, ceva mai old school, cu un aspect care se potrivește evident unei motociclete scrambler, unui cafe racer. Pentru o motocicletă cu un aspect ceva mai vintage, pentru cineva care preferă aspectul clasic. Dar asta nu înseamnă că nu o poți purta pe o sportivă, cu siguranță nu e enduro sau off-road. Dar pe ceea ce înseamnă mers pe stradă, o să fie perfectă. Iar asta pentru că în partea frontală avem material textil ce ajută la o ventilație mai bună, iar în zonele predispuse la impact avem piele de bivol de înaltă calitate și odată cu asta avem și piele elastică în zona umerilor, în zona coatelor și în spate pe omoplat, material textil plus aici, în zona umerilor, pentru o așezare mai bună și pentru un confort sporit. Dar asta nu înseamnă că nu avem o protecție bună, pentru că, pe lângă faptul că pielea este mai rezistentă, la abraziune avem și întărituri de Kevlar DuPont, care ajută la o rezistență mai bună în momentul în care s-ar putea, din păcate, să ajungem în contact cu asfaltul. Așa că avem întărituri de Kevlar în zona coatelor, în zona umerilor și în spate. Hai să vedem puțin și spatele, pentru că și aici sunt câteva lucruri interesante. Destul de simplist, însă, protecție nivel 2 integrată, un lucru foarte important, atât la nivelul spatelui, cât și la nivelul umerilor, dar mai ales la nivelul coatelor. Așadar, nu ai nevoie de extra costuri pentru a fi protejat la cel mai înalt nivel de această geacă. Adică, pur și simplu, nu trebuie să mai cumperi o protecție de spate care de cele mai multe ori nu vine integrată. Și mai ales și zonele elastice despre care v-am povestit, ce ajută la o poziție mai confortabilă pe motocicletă. Plus cele din zona inferioară, unde avem și reglaje. Reglaje ce se pot ajusta foarte ușor cu această zonă mare de velcro și care se prelungește destul de mult în partea lombară pentru a acoperi complet spatele. Iar pe interior, dacă suntem atenți, observăm și un fermoar scurt ce permite atașarea pantalonilor. Fie că e vorba de pantaloni de textil, fie că e vorba de niște simpli blugi moto. Gulerul și el este ceva mai lung și întors aici pentru un plus de aspect și pentru a nu permite vântului să ajungă atât de ușor la tine. Iar dacă întoarcem geaca, observăm același lucru și în față. Detaliile fac diferența și aici avem câteva lucruri interesante și anume, această parte a gulerului este magnetică. Ajunge în această zonă pentru a nu flutura în timpul mersului, pentru a nu stânjeni pilotul și în același timp pentru a oferi un plus de aspect. Mai jos puțin în zona pieptului observăm două buzunare destul de generoase în care poți introduce cheile motocicletei, mici accesorii pe care le porți în plimbările tale, iar mai jos mai avem încă două buzunare laterale plus încă patru la interior. Până acolo, hai să vorbim puțin și despre ventilații pe care le observăm aici, în zona axilelor, doar două, una pe fiecare parte, dar ce ajută la o răcorire mult mai bună, mai ales în momentul în care mergi la viteze mai mici prin oraș. Închiderea din zona mâinii se face cu acest fermoar care strânge pielea pe mână și permite purtarea mult mai ușoară a mănușilor și apoi închiderea finală cu o capsă care se închide destul de ușor, dar la care eu v-aș recomanda să aveți grijă pentru a nu zgria motocicleta. Iar mai departe, hai să mergem puțin și la capsa din partea superioară, din zona gâtului, plus fermoarele YKK ce se deschid destul de ușor, această piele perforată ce ajută la o ventilație mai bună și hai să vedem și buzunarele despre care discutam. Iar primul pe care îl observăm este pe partea dreaptă, pe această mesadă termică, ce ajută din nou în plimbările pe care le avem în temperaturi mai scăzute și care este detașabilă. Poți să o dai jos dacă afară e cald, să ai ceva mai multă ventilație. Iar pe partea stângă observăm ceva diferit. Un buzunar aici, tot în zona pieptului, ceva mai micuț, încă un buzunar
pe mesadă și dacă o ridicăm, observăm încă un buzunar, tot în partea stângă, în zona abdomenului, pe geacă. Ceva mai ascuns, cu atât mai bine să pui câteva lucruri care poate sunt mai de preț și care nu vrei să fie neapărat expuse oamenilor. Iar detașarea și anexarea stratului termic se face foarte ușor prin acest fermoar ce pleacă din partea dreaptă pe sus, continuă pe partea stângă. În felul acesta geaca este ceva mai ușoară, mai ventilată și nu mai ține atât de ușor căldura, asta evident pentru zilele călduroase de vară. Materialul textil este compus aici din denim elastic, iar pielea, așa cum am zis, de bivol. Ele sunt gândite astfel încât să arate și bine, dar să fie și practice. Evident, pielea aduce un plus de aspect și o rezistență sporită la abraziune și la impact, iar acest material textil ajută la o ventilație mai ușoară. Dar gata cu vorba și hai să trecem la note. Și ca de obicei începem cu capitolul protecție, capitol la care va primi nota 7. Protecții nivel 2 în zona umerilor, în zona coatelor și, cel mai important, cea de pe spate, o protecție completă în cazul unui accident, dar mai exista posibilitatea adăugării protecțiilor din zona pieptului sau poate materiale mai rezistente la abraziune, dar pentru acest stil este mai mult decât suficient. Și de aici mai creștem cu încă un punct pentru capitolul material, unde va primi nota 8. Materiale de înaltă calitate, de înaltă rezistență la abraziune, pentru că nu ne interesează doar modul în care arată, ci și felul în care se comportă. Este un echipament de protecție și de cele mai multe ori ne interesează protecția, nu aspectul. Aici avem o combinație interesantă între cele două elemente. La capitolul ventilații nu stăm atât de bine, iar aici va primi nota 5 și avem doar două ventilații în zona axilelor și posibilitatea de a deschide geaca în mersul pe motocicletă, ceea ce nu aș recomanda în mod special, pentru că uite și aici dacă fac asta se vede că nici protecțiile, nici geaca, nici toate elementele nu mai stau neapărat la locul lor. Și dacă ar fi să cazi așa, s-ar putea să nu fie neapărat cel mai indicat lucru ce vrei să ți se întâmple. Și mai scădem puțin și pentru capitolul waterproof, unde va primi nota 4. Nu este o geacă ce să reziste ploilor de vară sau ploilor abundente. Hai să zici, dacă picură puțin sau dacă afară e ceață sau e umiditate multă în aer, atunci da, nu vei avea probleme. Dar dacă începe să plouă, nu avem un strat impermeabil și cu siguranță vei fi complet ud. Este recomandat să verifici prognoza meteo înainte de plimbare, dar sunt sigur că mulți dintre noi oricum facem asta. În schimb, dublăm nota pentru capitolul aspect, unde va primi nota 8. Arată bine, chiar arată foarte interesant și chiar vorbeam asta, mi-ar plăcea să am așa ceva în garderobă, în special pentru momentele în care am la test și la review motociclete ceva mai vechi sau care au un aspect mai clasic. Și menținem aceeași notă pentru capitolul oraș sau daily usage, unde va primi tot nota 8. Mai mult decât bună pentru ceea ce înseamnă plimbări ocazionale prin oraș sau poate chiar și o navetă zilnică. Singurul element pe care l-aș fi preferat aici ar fi fost evident posibilitatea adăugării unei mesade impermeabile, a unui strat care să nu permită apei să treacă până la tine, dar asta cu siguranță ar fi îngreunat și mai mult această geacă. Iar pentru capitolul sport va primi nota 6. Chiar dacă este o geacă de piele, nu este neapărat recomandată folosirea ei în momentul în care mergi sportiv pe stradă sau în momentul în care intri pe circuit. Dar eu zic că dacă vrei să intri pe un track day, din când în când să mergi să te distrezi sau să încerci limitele motocicletei, nu cred că va fi cineva care să te împiedice din a o folosi. Și mai scădem cu încă un punct pentru capitolul touring, unde va primi nota 5. Și aici vreau să mă leg din nou de acel strat impermeabil, care este mai mult decât necesar în momentul în care pleci la plimbare mai multe zile în șir. De obicei, schimbările de vreme sunt destul de frecvente și schimbările temperaturilor sunt mult mai mari. Așa că vrei să te pregătești atât pentru plimbări de 0-5-10 grade, cât și poate pentru temperaturi de 25-30-35 de grade, ceea ce poate face doar un echipament în 3 straturi. Iar cu un preț de aproximativ 1299 de lei în momentul filmării acestui videoclip, Trilobite Acid Scramble primește nota 6, mai mult decât convenabil pentru ceea ce oferă, mai mult decât bun pentru ceea ce poți purta.
în plimbările pe care le ai cu motocicleta și o geacă care cu siguranță îți va depăși așteptările. Având în vedere toate aceste aspecte, nota personală este 8, ceea ce ne reduce la un total de 65 de puncte și care plasează acest model pe locul 49 în clasamentul nostru. Dar pentru mai multe detalii, specificații și review-uri ale clienților, vă invit pe paginile de Instagram și de Facebook Motorbike Reviews și Asfalt Uscat.